Furia din Statele Unite după ce bărbatul de culoare a fost omorât prin sufocare de către un polițist s-a răspândit precum o caracatiță în întreaga lume. Mii de oameni au protestat la Londra și au aruncat cu tot felul de obiecte în autorități. Iar peste ocean, violențele sunt departe de a se încheia. Cazul care a provocat o serie de nemulțumiri și a făcut pe mulți să uite de pandemie a fost comentat și de cei mai mari conducători ai lumii. Fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, critică dur modul în care a acționat Donald Trump. Mii de protestatari au ieșit din nou pe străzile orașelor americane. La mai mult de o săptămână de când au izbucnit incidentele, situația pare departe de a se încheia. Inclusiv soldații au fost mobilizați pentru a calma spiritele și a proteja împrejurimile Casei Albe, iar violențele au continuat în mai multe părți ale țării, inclusiv în Manhattan. Mulți oameni au fost blocați pe podul care leagă Manhattan de Brooklyn și asta din cauza faptului că polițiștii au închis accesul. De tot haosul din New York au profitat hoții care au vandalizat magazine și au furat tot ce le-a intrat în mână. Tensiunile din Statele Unite scot la iveală o problemă veche. They're the result of a long history of slavery and Jim Crow and redlining and institutionalized racism. Incidente violente au avut loc și în alte țări. În Marea Britanie, peste 15.000 de oameni au protestat în Hyde Park, iar o parte dintre ei au devenit agresivi cu autoritățile. Tensiunea a apărut chiar și în Suedia, unde inițial protestatarii au fost pașnici. În Franța însă, reprezentanții guvernului consideră că protestele de la Paris nu se compară cu cele din Statele Unite, chiar dacă acum două zile ele au devenit extrem de violente, iar autoritățile au folosit gaze lacrimogene pentru a calma spiritele. Je crois que la situation de nos deux pays ne sont pas tout à fait comparables, ni sur le plan de l'histoire, ni sur le plan de l'organisation de la société. Donc j'appelle vraiment à toujours avoir et à aborder ces sujets avec énormément de prudence. Oamenii au protestat chiar și în Africa de Sud, în număr restrâns, ce e drept. Modul în care George Floyd a murit a fost condamnat chiar și de Papa Francisc, care îndeamnă oamenii să renunțe la violență.